Dragi prieteni, am descoperit cu o satisfacție uriașă existența acestei cărți. Cartea se numește Cruciat pentru libertate. Pur și simplu n-am nici cea mai mică explicație de ce nu m-am știut până acum despre existența acestei cărți. Aflând despre subiectul ei și anume despre viața lui Jean Nussbaum, am fost avid să o citesc, iar cartea mi-a împlinit pe deplin toate așteptările, ba chiar aceste așteptări au fost depășite cu mult. Am fost cucerit și fascinat de ceea ce am descoperit în această carte, din mai multe motive pe care vreau să ți le expun și ție și sper ca toate aceste motive să fie imbolduri pentru tine pentru a citi această carte. Te asigur că se citește foarte, foarte cursiv și este o carte foarte palpitantă. În primul rând, recomand această carte pentru personajul său principal. Este vorba despre istoria de viață și despre misiunea medicului elvețian Jean Nussbaum, din punctul meu de vedere, cel mai important și complet diplomat adventist de ziua șaptea, cel puțin din prima jumătate a secolului al XX-lea. Jean Nussbaum a avut o personalitate extraordinar de plăcută, mai mult decât atât a fost un erudit, a fost un diplomat adventist de ziua șaptea care s-a lăsat folosit de Dumnezeu. Un om amabil, un om curtenitor, un om cu multă știință de carte, care a primit din partea lui Dumnezeu acest talent, anume acela de a-și face prieteni în cele mai înalte pături sociale. A lucrat îndeaproape cu doamna Eleanor Roosevelt, cu Albert Schweitzer, deținător al Premiului Nobel pentru Pace în anul 1953, cu arhiepiscopul Constantinopolului Atenagoras și cu foarte mulți prim-miniștri, miniștri, ambasadori. Într-un cuvânt, Jean Nussbaum a fost foarte familiarizat cu coridoarele puterii. Îți va prinde foarte bine să îl însoțești pe aceste coridoare ale puterii, nu de dragul de a epata, ci pentru a vedea modul în care Dumnezeu se folosește de oameni, pentru că în favoarea lucrării sale, pentru că Jean Nussbaum a fost evident un apărător al libertății, al libertății de conștiință, un apărător al dreptului de a te închina în sabat, de pildă, chestiune la care a ținut foarte mult. De ce mai merită cartea citită? Pentru că este o carte care mustește de acțiune. Acțiunea se mută destul de rapid de la Geneva la Istanbul, de la New York la Londra și de la Madrid la Bogota. Este așadar o carte foarte, foarte palpitantă și mi-am pus întrebarea când a avut oare timp Jean Nussbaum să deplinească atât de multe roluri, funcții, absolut palpitantă aventura vieții sale. Și ultimul motiv și din punctul meu de vedere cel mai important pentru care te invit să citești această carte, dincolo de personajul erudit, de personalitatea lui șarmantă și convingătoare, dincolo de faptul că această carte ne duce alături de Jean Nussbaum pe coridoarele puterii, cel mai important motiv este acesta. În spatele tuturor acestor acțiuni se află Dumnezeul lui Jean Nussbaum. Această carte ne arată ce poate face Dumnezeu cu un om care se lasă utilizat de El. Citește această carte, sunt convins că îți va plăcea, îți va arăta cât de importantă este libertatea și cu ce preț este ea apărată uneori, dar mai ales îți va arăta cât de puternic este Dumnezeul nostru care iubește libertatea. Citește și tu Cruciat pentru libertate.